Marcel Gherman prezintă 2049 Unreal seeming, yet more real than life, truer than things true. If dreams these were, or captured images, dreams truth made forth earth's vain realities. Sri Aurobindo. Ochii săi contemplau valurile învălburate ale Oceanului Indian în amurg. Fu cuprins de exaltare în fața acestui prodigiu al naturii. O simfonie fără de început și fără de sfârșit, reluată în mii de voci, de forță nestabilită a talazurilor. Fiecare flux și fiecare reflux înfățișau un nou mister al vieții. Să fi fost oare asfințitul același cu un milion de ani în urmă, va rămâne oare la fel de sublim peste secole sau în decursul unor eoni? Se gândi la imensitatea timpului. O linie trasată în neam, un cerc care se măsoară pe sine, un labirint al rătăcirilor perpetue, sau un miraculos arbore așvata, ale cărui frunze sunt scripturile Veda. Strălucirea candida cerului și tumultul oceanului, această imagine reprezenta chintesența lumii. Vântul rece îi mângâia chipul, aducându-i din depărtări un aer înmiresmat. Întreaga panoramă era scăldată într-o iradiere fină de rubin. Soarele tropical se stingea asemenea unei uriașe păsări de foc în necuprinsa întindere de ape. Își întoase privirea spre țărm. Se afla pe o plajă din Kerala. Palmieri înalți dominau zona, legădându-se odată cu respirația impetuoasă a musonului. Dincolo de o fâșie de vegetație luxuriantă, se întrezărea periferia orașului. Simți cum traversează frontiera nevăzută dintre două tărâme. Era un bărbat uscățiv, de statură mijlocie. Avea părul cărunt tuns scurt, semn al rigorii pe care și-o asumase pe parcursul întregii vieți. Veșmântul de un galben intens îi trădea statutul special de ascet din ordinul Sanyasa. Spre deosebire de cel al asceților din antichitate, acesta era țesut dintr-o stofă sintetică strălucitoare, alcătuit de o îmbinare ciudată de arhaism și modernitate. Purta la gât un șirac de margele din lemn de sandal, iar în mâna dreaptă strângea un baston masiv cu incrustații, care îl însoțea în mod constant în timpul deplasărilor îndelungate. Se întorcea din nou și din nou pe acest țărm solitar, a cărui imagine rămânea imprimată în privirea sa blândă și senină. Ochii larg deschiși aveau adâncimea oceanului. O bucurie secretă îi marca întotdeauna chipul. Buzele îi schițau un zâmbet vag, al cărui mister ar fi fost descifrat cu dificultate de alții. Thank you.
printr-un impuls de moment, se îndreptă încet spre oraș. Nisipul pur foșnea sub tălpile sale. Sandalele lăsau urme ușoare pe plaja scăldată de valuri. Țărmul era presărat cu scogi și cu amprente de crabi. O țestoasă cu carapace atocită de timp se mișca lent spre apă, fără ca să-i acorde vreo atenție bizarei siluete bipede. Condus de un instinct necontrolat, enigmaticul animal preistoric nu vedea în fața sa decât țelul final, spre care se orienta cu întreaga sa ființă. Cu fiecare zocnire, creatura se afla mai aproape de locul pe care îl rugnea. Se depărta tot mai mult de ocean, dar impresia de grandoare continua să-l stăpânească. Intui o anume zonă a sufletului care rămânea imobilă, într-o stare de plenitudine perpetuă. Un martor detașat care observă cam realitatea, mereu neatins de fervoarea existenței. Originea conștiinței, pocarul rațiunii, ochiul minții, diamantul din centrul lotusului. Acesta să fi fost miezul ființei sale, sinele său adevărat. După câțiva pași, se pomeni în fața unei mase compacte de vegetație. Intră în umbra unui desiș și o lua agale pe o potecă ce șerpuia spre deal. Păsări exotice se ascundeau printre ramuri. Le auzea agitația, fâlfâitul aripilor, ciripitul strident. O conversație pasionată prin care își împărtășeau bucuriile zilei, înainte de a fi absorbite de liniștea nopții, și de a visa visele unor păsări. Viața palpita în această junglă miniaturală. Nenumărate specii de plante își strecurau tulpinile printre arborii tremurători. Flori rare își deschideau maestuos petalele, răspândind parfumuri în aerul rece și umed. Această junglă îi amintea de cea în care se retrăsese și Rama, după ce își părăsise palatul, sau de tărâmul misterios unde englezul Kipling îl abandona în fața neliniștilor vieții pe Maugri al său. Se simți purificat la ieșirea din sanctuarul micii păduri tropicale. Pe autostradă, automobilii treceau pe lângă el ca niște fantome provenite dintr-un viitor îndepărtat. Corpurile lor, din plastic și oțel rezistent, păreau proaspăt ieșite de pe benzile rulante ale unor uzine japoneze sau europene. Percepu contrastul dintre serenitatea junglei și rigoarea glacială a tehnologiei. Totuși cât de perfecte erau creațiile naturii și ce imitații palede ale lor păreau mașinăriile produse de mecanica newtoniană. Așteptă un moment potrivit și trecu de cealaltă parte a șoselei, de unde se zăreau primele clădiri ale metropolei. Strada pe care pășea acum ducea în inima orașului. Construcțiile cu câteva nivele
alcătuiau un amalgam de stiluri arhitecturale. Unele dintre aceste edificii erau vechi de 2 sau 3 secole. La câte evenimente au asistat acești martori silențioși în acest răspuns? Câte lucruri nu mai erau aceleași? A avut din nou revelația forței covârșitoare a timpului, ca un val nestăvilit de schimbare, care înalță și nivelează, care creează și distruge, care degradează și desăvârșește. Un joc perpetu al lui Brahma, Vishnu și Shiva, în care trecutul se confundă cu viitorul, Alfa cu Omega, iar dansul cu Nataraja, la sfârșitul istoriei, plănuiește mereu materia unei alte lumi. Nici o ființă nu părea în stare să reziste în fața forței absolute a schimbării. Câte hoarde de războinici nu s-au ridicat pentru a fi măcinați de fălcile lui Yama. A avut senzația că toate lucrurile pe care le văzuse până atunci nu făceau decât să întrețină aparența normalității într-o lume total străină, care se situa dincolo de orice capacitate de înțelegere, dincolo de orice limită. Un univers de o complexitate imposibil de cuprins, în care binele și răul, plăcerea și durerea au crescut în mod egal și au atins forme supradimensionate. Pe arterele orașului se deplasau fără semne de grabă rickshaw motorizate, vestigii ale unui timp apus. O femeie, purtând un sari din mătase violetă, trecu pe lângă el. Între sprâncene avea atașată o mică bijuterie de argint. Un bărbat îmbrăcat la costum și cravată ducea, sigur, o servietă diplomat în piele. Observa chipurile trecătorilor. Erau atât de diverse, dar în același timp atât de asemănătoare. Era aproape convins că exista un lian care leagă oamenii din orice spațiu și timp. Acel om primordial, a cărui prezență se făcea resimțită în permanență, dincolo de stratul superficial de culturi învățate și de identități asumate. În ochii tuturor urmașilor lui Manu, se citea aceeași amprentă a unei naturi umane profunde, în care extremele coexistau. Peste acest nivel se suprapunea experiența comună a ciudatei lumi noi, care omogeniza, ștergea frontiere și eradica memoria trecutului. Avea senzația că în acest proces se pierduse ceva important. În masa de amneziaci care popula planeta se formase un gol, un neant care risca să înghită lumea, transformând viitorul într-un deșert sumbru. La o distanță de câteva mile se înălțau turnuri uriașe din sticlă și metal, unde erau amplasate oficiile corporative. Era centrul nodal al metropolei, miezul său digital, din care terabyte de informație se scurgeau prin magistralele de fibre optice. Un Yggdrasil virtual, ale cărui rădăcini se afundau în măruntaiele ciberspațiului. Ce entități nevăzute sălășluiau în păianjenișul de sinapse electronice. Ce secrete de împătrunți ascundeau circuitele intermitente de comunicații cifrate.
curenții de atomi digitali, traversând cu viteza luminii infosfera, alcătuiau sistemul nervos al unui nou Babilon. Fiecare clipă, miile de tranzacții financiare și ordonanțe administrative schimbau cu desăvârșire echilibrul de forță mondială. Rupturi efemere se iubeau și se recitau asemenea unor castele de lucruri. Ecuații matematice decideau destine. Soarta lumii era determinată de proiecțiile profetice ale unor mainframe-uri computerizate. Viitorul era o imagine high-res, văzută de un ochi, omniprezent, omniscient și omnipotent. Sistemul se manifesta ca un organism proteic, aflat într-un proces neîntrerupt de adaptare și expansiune, ce avansa constant spre configurații tot mai complexe. O formă de viață străină, concrescută pe lumea materială, care își perpetua existența dincolo de cea a oricărui individ. Acesta să fie oare opera finală a evoluției? La un colț de stradă văzu un grup de soldați cu căști albastre. Armurile din Kevlar le imprimau un aspect de cavaleri teutoni sau de vikingi în preajma bătăliei Ragnarok. Pe chipurile lor se citea un fel de epuizare, urmare a unor traume sufletești mai vechi. Se aflau într-o tensiune permanentă, supraveghind împrejurimile de parcă un conflict consumat într-un trecut indeterminat amenința să-i zbucnească din nou în orice clipă. Fiecare dintre ei strângea în mâini o armă automată, cu degetul arătător poziționat ferm pe trăgaci. Pe stradă rulă în viteză un transportor blindat. Asfaltul început să vibreze din cauza uruitului greu al motorului. Automobilele se depărtau cu prudență din caleta. Foarte curând, lăsă în urmă această zonă aglomerată. O luă pe o arteră laterală și ajunse într-un cartier rezidențial. Fu surprins de atmosfera de intimitate. În acest spațiu se înstăpânise liniștea și pacea. Într-o curte retrasă, zări niște copii jucându-se. Scena îi trezi un sentiment de nostalgie. Copiii aveau această capacitate de a se bucura sincer, vă fi de tuturor dezastrelor care se produceau zilnic în lume. Putea oare un adult să se bucure cu adevărat cât timp altul suferea? Simțea deseori tentația de a evada din realitate, de a-și găsi refugiu în uitare, în vise și iluzii. Să pătrunzi într-un oblivion, să plonjezi într-o mare a neștirii și prin aceasta să afli un remediu. Să percepi viața ca pe un joc. Era oare asemenea atitudine o formă de autoamăgire, o ignoranță voluntară sau intuiția unui adevăr profund
care sfida autoritatea răului și a durerii. Dincolo de orice eșec, exista întotdeauna perspectiva dătătoare de speranță a unui nou început. Pe un zid văzu un graffiti vechi, aproape șters de intemperii. Descifră literele stilizate care îi transmiteau un mesaj dintr-o altă lume. După un gang, își făcu apariția un vehicul robot Predator, planând silențios pe fundalul crepusculelor. Pe fuzelajul său din plastic negru tronau armele laser. Robotul se orientă spre el și rămase pentru câteva clipe imobil, după care dispăru din câmpul său vizual. Ajunse apoi într-o piață unde fusese instalat un ecran de plasmă enorm. Un program de știri înfățișa imaginea dezolantă a lumii. Din difuzoare răsunau distorsionate vocea prezentatorului și zgomote de fundal. Larmă de mulțime, rafale de arme, explozii, incendii și sirene. În fața sa se dezvolta un coșmar monocrom. Observa flăcări uriașe înălțându-se până la cer, observa ruine măcline. Vedea chipul monstruos al distrugerii dezlănțuite până la extrem. Ororile trecutului continuau să bântuie lumea. Îl asaltă o senzație de frustrare și decepție. Cine putea să facă abstracție de o asemenea realitate înfricoșătoare? Să nege caracterul obiectiv al durerii. Pentru mulți, frica rămânea cea mai acută senzație. Ce sens obscur putea să justifice vreodată suferința? Toate aceste întrebări nu afla drept răspuns decât tăcere. Dar curând, gândurile îi se risipiră, spălate ca praful zilei de apa ploii ce urma să vină. Astfel, cuprins de neliniște, se apropia inevitabil de destinația drumului său.
curând se afla în fața unui templu antic din piatră întunecată. Aici se încheia ciclul său peregrinaj. Se afla în sfârșit acasă. Era așramul închinat zeului Shiva. Templul era înconjurat de arbori bătrâni. Ascultă un timp poșnicul familiar, după care se îndreptă un sentiment de împăcare spre fata. La intrarea în așram, îl întâmpinară câțiva discipoli. Bună seara, slavnicii! Cum a fost plimbarea? Le răspunse cu dumneavoastră. Mai sunt multe lucruri de văzut în lume, nenumărate ca firele de nisip în mare. Interpretau o melodie în care vechi motive religioase luau forme moderne. Unul dintre muzicieni manevra un sintetizator de anticariat, Roland SH-101. Arpegii celeste se înălțau și coborau în spirale modulate. Un ritm sintetic asemănător pulsațiilor cardiace se îmbina cu tobe tablas agitate. O sitară, o vioară și un flaut reluau la nesfârșit o melopee din timpuri îndepărtate. Incențe aprinse întregeau atmosfera de ritual sacru. Spațioasa sală de ceremonii. În penumbră tronau misterioase statui ale zeităților din panteonul hindus. Iată-l pe Ganesha, zeul cu cap de elefant, protector al înțelepciunii. Iată silueta plină de grație a zeiței Parvate, consoarta eternă a lui Shiva. Dar iată-l și pe Shiva însuși, zeul luptător, apărător al binelui și dreptății, dominând centrul sării. Vechea statuie de piatră îl înfățișa meditând în postura lotusului, cu expresie de pace și beatitudine întipărită pe chip. Străbătu coridoarele lungi în ale căror clar-obscur se ghiceau contururile palide ale unor bazoreliefuri. Urcă o scară, apoi ajunse în fața unei uși masive, dincolo de care se aflau încăperile rezervate lui. În camera de studiu era amenajat un mobilier vechi. Laptopul de pe birou se afla în funcțiune. Indicatorul conexiunii la rețeaua globală de date clipea intermitent, dezvăluind un schimb intens de fișiere cu servere din cele mai îndepărtate regiuni ale lumii. Dulapurile grele erau încărcate până la refuz cu cărți. Enumera la întâmplare câteva titluri. Vyasa, Kalidasa, Shankaracharya, Kabir, Vivekananda.
Draperiile se agitau antrenate de vânt. Venea furtuna. Se apropie de fereastră și o închise cu prudență. Intră apoi în dormitor și se întinse pe rogojină. Se gândi un timp la impresiile zilei. Își aminti de un vers al lui Kalidasa. Dar azi, trăit cum se cuvine, face din orice ieri o amintire fericită și orice mâine îl transformă în speranță. După care o umbră se lăsă peste rațiunea sa. Se cufundă în apa viselor. Câteva clipe nesfârșite percepea vag cum coboară printr-un tunel ascuns în tenebre. Pomeni plutind în ceață, o pâclă densă, dincolo de care nu se zărea nimic. Apoi ceața a început să se disperseze. Se văzu deplasându-se pe o potecă de munte, în mijlocul unei jungle. Arbori și liane se împleteau în structuri haotice, asemenea unor tentacule întunecate și acaparatoare. Prezențe necunoscute îl urmăreau din obscuritatea desișurilor. După o cotitură, ieși în cale un tigru. Rămase uluit în fața acestui animal fabulos. Tigrul îl privea cu ochi lucizi, plin de semnificații, în care păreau să se ascundă toate misterele naturii. Admiră blana viu colorată. Geometria dungilor forma un labirint în ale cărui serpentine necuprinse orice observator s-ar fi pierdut în mod irevocabil. O operă de caligrafie compusă de un artist neștiut. Corpul zvelt al tigrului însufla forță și eleganță. O felină grațioasă ivită dintr-un lăcaș nebunit al memoriei. Auzea respirația calmă a animalului. Brusc, tigrul scoase un urlet care se reverberă în adâncurile ființei sale. Lăsă în urmă tigrul și continuă să se miște pe cărarea din mijlocul junglei. Curând ajunse pe o pajăște înmiresmată
deasupra căreia zburau fluturi cu aripi de un albastru închis. Micile creaturi executau cu trupurile lor plăpânde un dans dezordonat, mânate de o stranie neliniște interioară. Calea se aducea spre o înălțime. O adiere ușoară de vânt învălbura iarba înaltă. După un timp, se pomeni în fața unui arbore uriaș. Din trunchiul său noduros, porneau nenumărate ramuri care se pierdeau în văzduh. Lângă ciudatul arbore se afla o stană de piatră, care amintea vag de o siluetă umană. Îl acapără o emoție stranie. Chipul de piatră îi părea cunoscut. Îl știa de undeva, dintr-un trecut îndepărtat, dintr-o altă viață. O amintire de la începutul timpului, când lumea era tânără, iar spiritul putea în tăcere deasupra apelor neantului. Apoi, întreaga zonă început să fie înghițită de ceață. Simți deodată cum se transformă într-un vultur. Își întinse aripile și se înălță în aer. Zbura deasupra unui defileu muntos, deasupra unui râu și a unei cascade. Pământul se pierdea încet în negură. Se înălță tot mai sus și se îndreptă în direcția soarelui, până când se topi în lumina sa.